Salutare națiune, bine ați venit la un nou video și astăzi vorbim despre noutățile care vin cu Android 7 Nougat pe Samsung Galaxy E7 și E7 Edge. Nu știu dacă sunt aceleași și pe restul modelelor Samsung, știu eu, Note 5, S6, S6 Edge Plus și așa mai departe. Însă, principalul actor în acest clip este E7 Edge. Se aplică în principiu acelea schimbări și pe E7-le normal. Deci, hai să începem. În primul și în primul rând, sunt schimbări de ordin estetic, dacă vreți, din punct de vedere al meniurilor și al modului în care arată. Haideți să vedem. În tăvița de notificări, de exemplu, s-au schimbat lucrurile și aici aveți inclusiv posibilitatea să alegeți, dacă vreți, ca și pe ecranul de home screen, modul în care să fie aranjate acestea. Aveți 3 opțiuni, 3x3, 4x3 sau 5x3, funcție de cât de multe scurtături vreți să aveți la dispoziție. Eu folosesc 5x3, îmi place mai mult layout-ul și atunci asta încorporez. De asemenea, când intrați în meniul de setări propriu-zis, față de Marshmallow, vedeți că și fundalul s-a schimbat, acum totul este pe alb, la fel ca și în tăvița de notificări, și meniurile sunt un pic mai colorate de asemenea. Toate opțiunile au la rândul lor alte opțiuni și ca și noutate, dacă vreți, cu update-ul la Nougat 7.0 este posibilitatea de a alege rezoluția display-ului. Un lucru foarte benefic din punctul meu de vedere, deoarece permite utilizatorului să aleagă modul în care ecranul afișează absolut tot ceea ce se vede pe el, mai bine zis rezoluția la care se afișează, și de asemenea un lucru benefic pentru baterie, dar și pentru partea de procesor și de GPU, stresul pentru CPU și GPU fiind mai mic decât dacă ați ține ecranul setat, așa cum o fac eu de altfel, pe rezoluția nativă maximă, adică 2K, 2560x1440. Deci pentru cei care vor să stoarcă mai multă durată de viață a bateriei, pentru cei care nu au o problemă și nu sunt deranjați să juleze absolut tot ce afișează display-ul la o rezoluție de 1080p, adică Full HD, eu vă recomand să schimbați rezoluția din această setare. De asemenea, aveți posibilitatea să duceți lucrurile și mai spre extrem și să setați rezoluția pe 720p sau HD, și atunci clar și timpii de autonomie ai bateriei vor fi mult mai buni. Eu am folosit timp de o zi pe Full HD, nu este nicio diferență din punctul meu de vedere, mai puțin la baterie, unde am observat niște timpi cam cu o oră mai bun decât ceea ce obțin pe rezoluția maximă nativă a lui Galaxy E7 Edge. Deci, în concluzie, este un lucru extrem, extrem de bun. Pentru mine, unul, să fiu sincer, faptul că rulează pe Full HD sau pe 2K nu reprezintă absolut deloc o problemă. Pentru terminale cu un display de asemenea dimensiuni, Full HD este mai mult decât suficient și nu veți observa schimbări dramatice din punct de vedere al rezoluției. Deci, v-aș indica să folosiți Full HD. În rest, cam aceleași lucruri prin setări, prin meniu, nimic nou sub soare, doar o mică rearanjare, dacă vreți, o mică redesenare a aplicațiilor, ca să mă exprim astfel, și din punctul meu de vedere, lucrurile arată foarte interesant. Aș fi preferat totuși ca fundalul ăsta din meniu de setări să rămână totuși pe negru, asta din cauza faptului că pe ecranele de tip Super AMOLED, culoarea albă redată de ele consumă puțin mai multă baterie. Însă, nu este o problemă majoră, drept urmare, puteți să intrați în magazinul de teme
și să selectați de aici o temă întunecată și veți rezolva problema foarte, foarte scurt. De asemenea, avem mentenanță device, mentenanță telefon, unde față de Marshmallow lucrurile sunt un pic din nou schimbate și sunt puțin mai complexe, mai complexe în sensul în care sunt redate altfel, aveți mai multe opțiuni, puteți să vă ocupați doar de o anumită parte care vă interesează. De obicei lucrurile funcționează la fel, aceeași chestie o aveam și pe Huawei Mate 9, dacă știți. Face o treabă excelentă, optimizează softul pe telefon, optimizează memoria RAM, memoria internă, de asemenea puteți curăța cache-ul, optimizează bateria închizând aplicațiile care rulează în fundal, puteți să alegeți de asemenea să fiți avertizați dacă anumite aplicații consumă mai multă baterie sau nu. Pentru că vorbim de baterie, eu nu folosesc niciodată niciun fel de, hai să spunem, de optimizator de baterie. Îl las telefonul să meargă la putere și la capacitate maximă. Mai am 29% baterie. Haideți să vă arăt niște timpi. Am folosit telefonul 25 de ore și 41 de minute, din care ecran activ 4 ore și 15 minute. E drept, am avut un tip de utilizare mai haotică, ca să spun așa, în timpul ăsta. Însă, de regulă și de obicei, după acest update la Nougat 7.0, timpii mei de baterie nu au suferit modificări absolut deloc. Aș putea spune chiar că, într-o oarecare măsură, sesizez o ușoară îmbunătățire. Dar ăsta poate fi și un efect placebo și prefer să nu fac afirmații gratuite. În orice caz, cu stilul meu de utilizare, așa cum repet în toate clipurile mele, cu stilul meu de utilizare, cu o singură încărcare, această baterie de 3600 mAh de pe Samsung G7 Edge mi asigură în principiu 8 ore de ecran activ cu o utilizare continuă. Timp absolut excepțional din punctul meu de vedere și, de asemenea, tot din punctul meu de vedere, Galaxy E7 Edge rămâne unul dintre cele mai bune telefoane de pe piață în materie de timp. Nu este la același nivel cu iPhone 7 Plus, care scoate timp mai bun, în principiu cam cu o oră jumate, și de asemenea campion absolut pe această parte rămâne Huawei Mate 9. Alte schimbări care au survenit cu acest update la Android 7.0 Nougat sunt în aplicația de cameră, unde meniul a fost redesenat. A fost redesenat și unde acum cu un swipe în sus sau în jos faceți schimbarea pe camera de selfie. Un lucru, zic eu, foarte ok, nu mai trebuie să știu eu să vă mai pierdeți vremea, pur și simplu faceți un swipe și totul este ok. Un swipe la dreapta, de fapt spre stânga, ne aduce în meniul ăsta de unde puteți selecta diverse efecte pentru pozele pe care le faceți, iar un swipe spre dreapta ne oferă modurile de utilizare ale camerei. Avem auto, avem modul pro, unde ne putem juca cu setările acestei camere, avem modul panorama, focalizare selectivă, slow motion, hyperlapse, mâncare, virtual shot, colaj video și inclusiv transmisie live, dacă vreți, asemănătoare celor implementate de Sony în urmă cu vreo 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, prima dată pe Sony Xperia Z3 Plus. Dacă apăsăm aici, intrăm în meniul propriu-zis al camerei și în setările camerei, de unde putem alege rezoluția și absolut toate lucrurile care ne pot interesa, inclusiv modul în care vrem să realizăm captura în format JPEG sau RAW. Deci câteva schimbări de ordin estetic și în aplicația de cameră. În rest, ce aș putea să zic, n-am observat foarte multe schimbări din punct de vedere al funcționalității. Lucrurile se mișcă excelent, din câte am observat,
Terminalul funcționează absolut impecabil, nu am de ce să mă plâng, nu am probleme de supraîncălzire și CPU throttling și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, sunt extrem de satisfăcut cu modul în care Samsung Galaxy A7 Edge se comportă după update-ul la Android 7.0 Nougat. Eu update-ul l-am făcut manual. Ieri am postat pe canal un tutorial despre cum puteți să instalați și voi manual acest update, ca să nu pierdeți vremea și să stați să așteptați să primiți notificarea OTA. Deci dacă vreți, găsiți videoul la mine pe canal, puteți să vă apucați să flashuiți și singur, nu este o mare filozofie, nu este nimic complicat și astfel evitați așteptarea care întotdeauna provoacă disconfort în momentul în care știți că a apărut un update nou de soft și vreți să vedeți cum se comportă terminalul. Ca de obicei, fac o nouă precizare. În clipurile mele, întotdeauna veți vedea Go Launcher, este launcherul pe care eu îl folosesc. Uneori mai folosesc și Nova Launcher, de aia am iconițele atât de mici, de aia am efectul ăsta de scroll în app drawer și wallpaper-urile mi le dau jos de pe Zedge sau de pe alte aplicații de genul ăsta. Din punct de vedere al conectivității, nu am observat absolut nicio problemă. Odată cu acest update, telefonul funcționează absolut impecabil, este conectat în permanență împreună cu Gear S3 Frontier. De asemenea, este foarte ușor de conectat și de folosit împreună cu camera cu care filmez acest video, și anume Samsung NX Mini, care este o cameră care folosește inclusiv tehnologie NFC și Wi-Fi. Am conectat, am transferat fișiere și așa mai departe, n-am avut nicio problemă din punct de vedere al conectivității. Calitatea apelurilor este una absolut excepțională, atât în difuzor cât și la celălalt capăt al firului, ca să mă exprim astfel. Bateria absolut senzațională, camera produce niște rezultate excepționale. Totuși, aș fi preferat în condiții de luminozitate scăzută performanța să fie îmbunătățită, însă, cum am constatat și anul trecut pe E7 normal, ăsta este punctul cel mai slab al acestei camere, dacă vreți, pe seria E7 de la Samsung. În rest, totul impecabil, foto, video, în orice altfel de condiție este absolut excelentă. Cam asta ar fi de zis despre update-ul la 7.0 Nougat pentru Galaxy A7 Edge și S7 normal. Nu am zis nimic de aplicațiile din ecranul Edge pentru simplul fapt că eu personal nu le folosesc și le dezactivez întotdeauna, nu mă interesează, dar din ce am observat imediat după instalare, toate lucrurile sunt exact la fel, n-am văzut nicio schimbare majoră sau de niciun fel, mai bine zis, cu privire la aplicațiile ecranului Edge. Ăsta este Android 7.0 Nougat pe Samsung Galaxy A7 Edge. Astea sunt lucrurile pe care le aducem în plus. În principiu sunt chestiuni de estetică, un pic schimbat meniul, un pic schimbată interfața. Ca de obicei nu folosesc TouchWiz pentru că nu-mi place și nici nu mă interesează, dar, cum am spus, imediat după instalare, până să apuc eu să-mi instalez toate aplicațiile mele, să-mi instalez launcherul meu, n-am observat nicio problemă. Telefonul a funcționat absolut perfect și tocmai de aceea sunt extrem de mulțumit cu comportamentul sau mai bine zis cu performanța și randamentul pe care îl oferă S7 Edge după acest update. De asemenea, patch-ul de securitate este ianuarie 2017. Ar cam fi cazul să primim un update de soft nou cu ultimele patch-uri de securitate, dar asta rămâne de văzut în momentul în care vor fi eliberate de către cei de la Samsung. În orice caz, sunt extrem de mulțumit. Vă recomand tuturor, dacă nu sunteți dispus să așteptați și să verificați în fiecare zi dacă este un update nou de soft,
Vă recomand să vă uitați la clipul postat ieri și anume la tutorialul despre cum puteți instala manual Android 7.0 Nougat pe E7 Edge sau pe E7 normal, dar și pe orice alt telefon Samsung care suportă acest update de soft. Cu condiția să existe, bineînțeles, acel update disponibil fizic ca și fișier downloadabil pe care să-l puteți utiliza mai apoi cu Odin și să faceți flash-uirea voi singuri. Nu uitați însă tot timpul să aveți, când lucrați cu Odin, să aveți modul dezvoltator disponibil în așa fel încât USB debugging-ul să fie pornit și pe urmă vă puteți apuca de treabă. Cam atât. Altceva nu mai am de zis în acest clip. Sper să avem parte de cât mai multe update-uri care să îmbunătățească și mai mult capacitatea acestor telefoane. Din punct de vedere al performanței nu mă pot plânge. Din punct de vedere al design-ului nu mă pot plânge și mai ales din punct de vedere al rezultatelor obținute nu mă pot plânge. Cam atât. Mersi de vizualizare, până data viitoare, toate cele bune și pace!